Ești o persoană înzestrată cu o intuiție dezvoltată, combini imaginația cu înțelegere și acțiuni care se bazează pe prezența și impresiile tale. Creezi o idee în imaginația ta și apoi cauți modalități de a o transpune în realitate. Ești sociabilă, fermecătoare, aspiri să te înconjori cu oameni și îți faci prieteni cu ușurință. Având convingeri puternice, spui ceea ce crezi fără ezitare. Natura unui idealist și un simț al justiției te fac un luptător ferm, curajos și neînfricat pentru drepturile altora. Nu ți este ușor să te îndepărtezi de obiectivele stabilite, iar ca rezultat, vei obține tot ceea ce te străduiești. Ai o imaginație puternică care îți permite să dezvolți ipoteze neobișnuite de lucru și să le implementezi. Astfel, influența ta asupra lumii din jur este foarte vizibilă. Încerci să cunoști și să înțelegi cât mai mult posibil procesul de viață și creație, să pătrunzi în esența ceea ce se întâmplă, să separi gândul de un obiect și apoi să le reconectezi. Pentru tine, abilitatea bazată pe experiență este un factor important care contribuie la succes. De-a lungul vieții, arăți un interes sporit față de coincidențe, forțe ascunse și secrete ale naturii, pentru care nu există explicații. Ești destul de mulțumită de lectura despre misterele și ghicitorile naturii, dar poți merge mai departe și încerci să faci ceva pentru a le rezolva. Nu vei rata nicio oportunitate mai mare sau mai puțin serioasă dată de soartă. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: dragoste pentru familie, profunzimea sentimentelor și a percepției, visarea, loialitatea. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente. Dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală? Nu-ți place să reinventezi roata? De obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii. Tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, dimpotrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în a-ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzută în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn nu-i poți mulțumi pentru lipsa de practicitate și lipsa calităților de conducere. Ursitoarele tale ți-au hărăzit două posibilități opuse pentru destin. Una dintre ele este o lucrare intenționată cu privire la dezvoltarea naturii proprii și la atingerea succesului, prosperității financiare. Pe această cale, norocul te va ajuta, vei fi activ în mod natural, ai o bogată imaginație, o minte curioasă. Aceste calități te forțează să te străduiești să cunoști necunoscutul, să te angajezi în știință, să călătorești, să mergi în expediții. Dacă ai ales calea auto-îmbunătățirii,
Îți vei fi stabilit obiective nobile și vei fi notabilă pentru activismul tău social. Ești de asemenea foarte responsabilă și practică, capabilă să conduci perfect subordonații sau colegii și echipa din familie. Ești o persoană foarte independentă, poți fi nucleul familiei tale și ești condamnată la rolul de gospodină, gestionezi viața de familie din spatele scenei. Când va veni timpul sau va deveni necesar să conduci afacerea de familie, nu vei ezita să faci această sarcină dificilă. Dacă tu acționezi ca partener de afaceri, ești întotdeauna gata să dai sugestii constructive cu privire la modul de îmbunătățire a managementului afacerilor. Va trebui să suporți o serie întreagă de dezamăgiri și să rămâi nerecunoscută mai mulți ani. În această perioadă dificilă, poți dezvolta un sentiment interior de autovaloare. Deoarece nu ai o natură prea puternică, neprimind recunoaștere de la societate, preferi singurătatea și te blochezi într-o lume îngustă creată de imaginația ta, la care adaugi o atingere de iritare și amărăciune. Dar dacă ești mai hotărâtă, te întărești după eșecuri și îți dublezi eforturile pentru atingerea scopului. Ești dornică să explorezi, să descrii, să discuți cu ceilalți tot ce te interesează. Curiozitatea ta inepuizabilă te duce în cele mai misterioase locuri. Ceea ce alții numesc ciudat este pentru tine demn de studiu. Tu poți să pari un om obișnuit, cu greu să fii distins în mulțime, dar, la o cunoaștere mai apropiată, te deschizi dintr-o parte complet neașteptată. Ești sensibilă și receptivă și nu trădezi niciodată o persoană din cauza prejudecăților sau ideilor false. Tu formulezi principii morale pentru tine însăți și în fiecare situație specifică ești ghidată exclusiv de ele. Te distingi față de alți nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești familistă, precaută, romantică. Poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate. Sau dimpotrivă, poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine. Ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă. Cum afectează data de 9 iulie soarta ta? Ai posibilitatea de a-ți construi propriul mod de viață, dar trebuie să înțelegi că a fi creatorul propriului destin este o misiune foarte responsabilă, deoarece direcția în care te va duce această cale depinde numai de tine însăți. Având o astfel de responsabilitate, ești ajutată de semnul tău zodiacal, care îți dă lumină verde oricărei întreprinderi, dar nu acelor al căror scop este câștigul personal, caz în care spiritul mercantil se poate întoarce împotriva ta. Dacă trăiești și acționezi în conformitate cu legile binelui, viața ta va deveni fericită, iar lumea din jurul tău va fi mai bună. Datorită unei imaginații foarte puternice care te ajută să dezvolți ipoteze neobișnuite și să le pui în practică, ai un impact semnificativ asupra cercului tău intern. Poți avea dorința de a înțelege esența a tot ceea ce se întâmplă în jur și de a experimenta empiric procesele vieții, iar când combini această experiență și maestria ta, nu poți evita succesul. Bunăstarea materială nu este singurul lucru pentru care te străduiești, dezvoltarea spirituală nu ți este străină, pentru că îți dă foarte înalte principii morale și un interes special în lumea spirituală. În plus, ești atrasă prea mult de tot felul de coincidențe, forțe ascunse și secrete ale naturii, care nu au nicio explicație. Dacă majoritatea oamenilor doar știu că astfel de secrete și ghicitori există, tu crezi că trebuie să dai o explicație necunoscutului? Prin urmare, poți fi un aventurier, călător și cercetător. Tu profiți de orice ocazie dată de soartă, ești gata să ai parte la toate evenimentele pe care le consideri vrednice de atenție. Practic, tot ceea ce faci îți aduce succes și viabilitate financiară, ceea ce se realizează în mare măsură datorită determinării, deschiderii, muncii tale depline și dorinței constante de a te îmbunătăți. În același timp, chiar și cea mai înaltă poziție pe care o poți atinge nu va fi cauza unor ambiții și mândrii nejustificate. Tu nu vei exagera niciodată importanța ta,
Deoarece ești o personalitate autosuficientă, trăsăturile tale distinctive sunt o conștiință de sine foarte dezvoltată și o responsabilitate socială severă. Aceste calități sunt deosebite de vii pentru tine, care fiind activă, nu numai că poți lua inițiativa, ci și că ești responsabilă pentru aceasta. Din acest motiv, fiind un partener de afaceri excelent, devii adesea principalul susținător al familiei. În același timp, tot ceea ce privește gospodăria nu este neglijat, ai o ordine exemplară în casă și toți membrii familiei sunt sub controlul tău vigilent. Oricine se poate întotdeauna baza pe tine, nu poți trăda o persoană de dragul idealurilor false sau din cauza prejudecăților, iar dificultățile cu care te confrunți te fac mai puternică și mai perfectă. Dragoste și compatibilitate. Ești sociabilă, fermecătoare și amabilă. În dragoste și prietenie, arăți senzualitate, pasiune și generozitate și, prin urmare, rareori se întâmplă să fii singură. În ciuda independenței tale, ești dedicată prietenilor și familiei, preferând fiabilitatea și pacea vieții de familie. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu scorpionul, fecioara, capricornul, taurul și peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu balanța, săgetătorul și leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu berbecul, gemenii, racul și extrem de rar cu vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Poți fi un om de știință talentat în toate domeniile științei, inginer, cercetător. În afaceri, ești un partener de încredere, manager de succes și de top. Poți lucra într-o echipă și ești întotdeauna gata să sprijini colegii și partenerii cu sfaturi și acțiuni practice. Sănătate și boli. Poți fi amenințată de epuizare nervoasă, anemie, depresie. Natura ta puternică se descurcă singură cu aceste boli. Ai tendința să experimentezi singură, diete exotice, medicamente noi, practici medicale, uneori chiar la risc, dar, în majoritatea cazurilor, experimentele care vizează îmbunătățirea sănătății reușesc. Există de asemenea un risc de rănire, accidente, din prea multă curiozitate și activitate accelerată. Soarta și norocul. Universul ți-a dăruit o natură talentată, curajoasă, muncitoare și independentă. Ești energică, întreprinzătoare, neînfricarea ta uneori se învecinează cu nesiguranța. Trebuie să fii mai atentă pentru a evita rănile, accidentele, dezastrele. Vei putea să te exprimi în muzică, artă, literatură. Sfaturi pentru tine. Principalul sfat pentru tine este acela de nu-ți risca sănătatea. În alte sfere ale vieții, trebuie să-ți fixezi obiective reale pentru tine însăți, să nu trăiești în nori. În caz de eșecuri, motivele tale ar trebui analizate și o natură puternică îți va permite să nu stai supărată mult timp, ci să beneficiezi chiar de experiențele negative. Nu te descuraja. Păstrează adevărul pentru tine însăți și pentru visele tale. Încearcă să fii mai selectivă în ceea ce privește interesele tale. Concentrează-ți energiile și evită să te afunzi în fantasme. Menține-te cu picioarele pe pământ și păstrează-ți echilibrul emoțional. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțită de un discurs laudativ,
în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfeșnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uz casnic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lenjerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să le evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.